Pelerinii din mai multe părți ale țării au participat astăzi, 14 septembrie 2020, la procesiunea Drumul Crucii de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Programul dedicat sărbătorii înălțării Sfintei Cruci a început în dimineața zilei de 14 septembrie, când înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a fost întâmpinat de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale și de soborul slujitorilor. În dangătul clopotelor, al cântării prestăpânul și al buciumului bucovinean, ierarhul s-a îndreptat către incinta bisericii monument. În altarul de vară, izvorul tămăduirii, părintele arhiepiscop Calinic a oficiat sfânta liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În tot acest timp, oamenii au cinstit icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În cadrul slujbei a fost citită de către arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților rugăciunea la vreme de molimă. După Sfânta Liturghie, credincioșii și slujitorii au mers către poarta Bucuria Crucii, situată pe drumul din apropierea așezării monahale din Dealul Mare. Aici, în al preasfințitul Calinic, a început oficierea slujbei special alcătuită pentru acest pelerinaj. A luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii și a zis: nevinovați sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți da seama. Și răspunzând, tot poporul a zis: sângele său asupra noastră și asupra copiilor noștri. La fiecare troiță s-a citit o sfântă evanghelie și s-au rostit ectenii pentru sănătatea ctitorilor și a celor din familiile lor. Și împletind cu lună de sfin apusă pe capul lui și l-a îmbrăcat cu o mantie roșie, apropiindu-se de dânsul, îi ziceau: bucură de împăratul iudeilor! În același timp, Sfintele Cruci au fost stropite cu apă sfințită, iar pelerinii au primit dulciuri, fructe și apă pentru a putea parcurge traseul mai ușor. Este înălțarea Sfintei Cruci, se face drumul Cruci la Mănăstirea Hadâmbu. Ce v-a impresionat la această procesiune? În primul rând, rugăciunea. Costume? Și jertfa care se face jos. Costumul este din zona Bucovinei. Cu cine ați venit? Un grup de 7 persoane. Suntem din satul Părinte Stareț și vecini. În dreptul celei de-a 14-a troițe, înalt preasfințitul Calinic a adresat un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificația opririlor din cadrul procesiunii. În același timp, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a mulțumit înalt preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că a binecuvântat să slujească la Mănăstirea Hadâmbu, și arhimandritului Nicodim Gheorghiță pentru lucrarea rodnică desfășurată în ultimele 3 decenii. Ierarhul a îndemnat oamenii să contribuie la ridicarea noii clopotnițe a Mănăstirii Hadâmbu. Am susținut realizarea și împlinirea exclusivă a dorințelor părintelui arhimandrit, și care nu au fost puțini. Nimic la Mănăstirea Hadâmbu nu s-a făcut fără o implicare
eficientă a frăților voastre. Și în mod deosebit îi felicit pe toți cei care alergați la icoana Maicii Domnului pentru a primi grația și bunăvoința acesteia în rezolvarea multitudinilor problemelor frăților voastre și aș vrea să rog pe Dumnezeu să reverse din darurile sale peste voi și peste casele frăților voastre bucuria cerului și prezența îngerilor și a sfinților în viața frăților voastre. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit înalt preasfinției sale pentru că a slujit Sfânta Liturghie și slujba pelerinajului Drumul Crucii, precum și pelerinilor care au venit în număr mare la această sărbătoare. Prezența ierarhului și prezența care în altă sfinția voastră niciodată nu ați arătat că sunteți obosit, deși aveți agenda destul de încărcată, iar eparhia Sucevii nu este așa de ușoară. Am primit în alta binecuvântare și mulțumesc în altă sfinții părinte mitropolit Teofan. Am trăit cu o teamă că nu o să am blagoslovenie să o ridic, dar iată, mă încredințez că este ultimul șantier. Așa că veți avea mare plată la Dumnezeu să puneți la acest clopot. Iar părinte Mitrofan a sfințit un clopot, nu știu dacă o să credeți, nu o să credeți, că în furtună este o rugăciune specială pentru așa ceva, să vedeți cu ochii minunea lui Dumnezeu când tragem aceste clopote. Așa că clopotele acestea fac și chemarea, veniți creștini la rugăciune. De la cea de-a 14-a troiță până în incinta mănăstirii, părintele stareț și credincioșii au intonat mai multe pricesni închinate Maicii Domnului. Roagă-te, Maicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. Sfântă Marie, ne rugăm noi ție, mai mărică ești decât soarele. Pentru sănătate la copii, la nepoți, pentru bucurii, pace, liniște. Cum vi s-a părut pe traseu? Foarte frumos, ceva emoționant. Ce o să le povestiți celor de acasă? Le povestesc tot ce am văzut, absolut tot ce am văzut la mănăstire. A fost Drumul Crucii, n-am fost niciodată și chiar a fost emoționant, chiar a fost extraordinar de frumos. După ce au ajuns în ograda Bisericii Monument, credincioșii s-au închinat din nou la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului și au primit Sfânta Anaforă.